Românii și-au adio de la Vladimir Gaitan. Trupul neînsuflețit al marelui actor a fost depus la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București. Artistul va fi înmormântat sâmbătă la cimitirul Belu. Gabriela Del Pupo ne aduce chiar acum mai multe detalii. Gabi, te ascultăm, ești în direct. Bun găsit, într-adevăr, fiica actorului a făcut un apel la cei care vor să vină să își ia rămas bun de la cel care a fost unul dintre cei mai mari actori pe care i-a avut România, să fie discret și să respecte absolut toate normele de distanțare și măsurile de igienă. De asemenea, aceasta a făcut și un apel către presă, tot la discreție. Trebuie să spunem că artistul va fi înmormântat la ora 14 la cimitirul Belu pe Alea Artiștilor, iar slujba de înmormântare va fi la ora 12, tot aici unde va fi depus și trupul neînsuflețit astăzi la ora 13. Un actor cu o carieră de peste 50 de ani, 10 de filme și 10 de piese de teatru, poate cea mai cunoscută operă a sa este rolul din Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război. Cei care vor să-și ia adio au deci la dispoziție două zile pentru a veni aici la Biserica Sfântul Gheorghe Nou.